Bun găsit, dragii noștri! În această zi suntem cu gândul la binele pe care trebuie să-l săvârșească fiecare dintre noi. De altfel, Sfânta noastră Biserică ne îndeamnă să săvârșim în permanență binele, zicând că totdeauna binele este de partea lui Dumnezeu. Acolo unde este binele, acolo este și Dumnezeu sălășluind în inima fiecăruia dintre noi. Deci să biruim răul cu binele, căci de partea binelui este numai și numai Dumnezeu. Acest lucru l-au înțeles mai mulți sfinți pe care îi are Sfânta noastră Biserică, iar cei pe care îi pomenim în această zi sunt niște mucenici din primul veac de după Hristos, o perioadă deloc ușoară pentru viața creștinească care abia se înfiripa, însă biserica era cumva în prigoană și catacombe, pentru că mâna păgână nu atât de ușor a cedat ca credința creștină să fie la ea acasă și să fie propovăduită liber de către toate lumea din acea vreme. În această zi, biserica îi pomenește pe sfinții Leontie, Ipatie și Teodul, pe care îi descoperim în cetatea Tripoli din Africa, iar pe Leontie mai întâi îl descoperim ca pe un brav ostaș care, după ce și-a făcut misiunea către curtea imperială, este chemat să fie dregător, iar având un statut, îi trata pe toți cu dragoste pentru că se convertise la creștinism, iar acesta a înțeles că a fi creștin înseamnă a fi bun, a lupta cu răul și a fi ospitalier cu toți care zbat la ușă. Așa ajung la ușa casei sale Ipatie și Teodul, pe care îi convertește și îi botează, iar odată primind taina botezului, aceștia devin mădulare a trupului lui Hristos, lucru care n-a plăcut la cei din jur care erau încă în credință păgânească, îi divulgă dregătorului regiunii, acesta vine și îi persecută pe toți trei. Așa se întâmplă că viața aceasta este o jertfă, că viața este o dragoste izvorâtă din această jertfă pe care noi o punem pentru Dumnezeu și pentru aproapele. Ori cerem de la Dumnezeu nimic altceva decât să ne dea curaj, să putem dezrădăcina răul din noi pentru ca să rămână doar binele spre care este chemat fiecare dintre noi.